Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, începe deșteptarea și să știți că noi aici la radio în fiecare dimineață avem foame de radio. Bună dimineața. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Directorul de operațiuni al unui gigant alimentar vegan din Statele Unite a mușcat nasul unui bărbat și a fost arestat. Pofta de cărniță irezistibilă. Eu... A crezut că e morcov, mă, ca la omul de zăpadă. Uite, mă, de aici, eu cred că îi place cartilajul. Știi, să crănțănem un pic. Da, deci este vorba de un domn pe care cheamă Douglas Ramsey. Are 53 de anișori și acum se confruntă cu acuzații de amenințare teroristă și agresiune de gradul 3. Eu cred că procurorul e vegan, altfel nu se explică, a zis, cum, așa e trădare, trebuia să fie. Amenințare teroristă. Da, amenințare teroristă. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, după un meci de fotbal, într-o parcare undeva într-un oraș american, compania se cheamă Beyond Meat. Adică... Dincolo de carne. Cărniță. Uh-huh. Suntem noi care te facem pe tine. Exact. Da. Ramsey s-a luat la harță cu un alt șofer și l-a mușcat. Citez. Sfâșiind carnea de pe vârful nasului. Mmm, iam. Dăsuc în sânge. Yeah, medium rare. Ce gust. Da, asta este. Da, domnul respectiv, când a fost numit ca șef la compania de produse vegane în formă de carne, ca asta fac, mă, înțelegi, de fapt, ei produc de fapt pastă de plante și mazăre, cred, în formă de burger, cărnați și nuggets, pe care le vând, evident, sub numele de burger, cărnați și nuggets vegani. Da. Da, asta este. Bun. Sunt mândru să mă alătur misiunii de a produce produse delicioase care sunt mai sănătoase pentru clienții noștri și mai durabile pentru planetă, a spus Ramsey. Acțiunile companiei atunci au crescut cu peste 160% în prima zi de tranzacționare. A fost una dintre cele mai de succes oferte publice inițiale, notează ziarul Libertatea. Cu toate acestea, acțiunile firmei au scăzut de atunci, pierzând peste 70% din valoare doar în acest an. Deci eu cred că acționarii în sfârșit au și gustat produsele respective și au vândut tot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.